Pentru o clipă de neatenție s-ar putea alege cu dosar penal pentru vătămare din culpă. Vorbim despre un accident rutier produs în localitatea Halânga, după ce șoferul unei autoutilitare a întors mașina printr-un loc nepermis și fără să se asigure. În accident au fost implicate două autoturisme, șoferul autoutilitarei fiind rănit, a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la Spitalul Județean de Urgențe din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Accident rutier la Halânga cu o victimă, bărbat în vârstă de 53 ani, cu traumatism lombar minor, dureri abdominale. I s-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la OPU Turnu-Severin pentru investigații suplimentare. Impactul s-a produs într-o intersecție cu vizibilitate redusă și cu toate că șoferul autoturismului nu conducea cu viteză. Nu a mai putut evita autoutilitara care efectua manevra de întoarcere în loc nepermis. Nu vă zic că mergea și el încet și o dată a făcut stânga. Zise că vrea să se întoarcă. E linie continuă, dublă linie continuă. Și dădui în el și m-a luat să Polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți prezenți continuă cercetările pentru a stabili condițiile în care s-a produs accidentul. La data de 27.10.2021, pe DN67, în afara localității Halânga, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 53 de ani, din comuna Grozești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67, la intersecția cu drumul comunal 7, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Drobeta Turnu-Severin. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 53 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferii trebuie să fie în permanență atenți la trafic, nu numai pentru siguranța lor și a pasagerilor, cât și a celorlalți participanți la trafic.